Am ajuns în timpurile în care copiii se roagă să moară părinții, dacă sunt bătrâni, să rămână odată cu apartamentul ăla, să-l renoveze, să se mute, să-l închirieze, să... Tu realizezi ce în mod normal trebuie să te rogi, dă-le, Doamne, zile cât mai multe să mă pot bucura de ei, să-mi crească nepoții. Ei, sărăcia anulează chestia asta. Lipsurile anulează chestia asta. Deci sărăcia atât de puternică este încât asta face din oameni. Îi face să se roage oarecum la modul în interior cât o mai trăim, că după îmi rămâne, fac drag și de ce să mâncăm căcat? Că așa e. Nu? Așa e. Eu când mă gândesc la copilărie, mă gândesc implicit la fratele. Fratele meu cu care am mâncat, cu care am dormit în același pat, fratele meu cu care am spart lucruri prin casă, fratele meu cu care am luat bătaie de la ai noștri, de la părinți, fratele meu cu care am jucat fotbal, am jucat iarna, ne-am dat pe derdeluși, fratele meu cu care am dărâmat bradul, fratele meu cu care am furat bani de la părinți, adică toate momentele frumoase din copilărie sunt legate de fratele meu. Uite o întâmplare în care eram, noi ne jucam în fața blocului și eram foarte mici, nu mai știu câți ani aveam, 6 anișori, pe acolo, știi? Și știu că ne învârteam foarte mult, ne învârteam pe loc până amețeam și râdeam. La un moment dat, fratele meu se învârtea și într-o dată a căzut jos. În timpul acesta, vecina a pornit mașina și a început să dea ușor. Șansa lui a fost aceea că el a stat nemișcat. Deci el când din amețeala aia a căzut pe spate și a rămas fix așa, știi, cu mâinile. La care a trecut mașina peste el. Marea șansă a fost că nu a virat, nu a luat stânga-dreapta și a trecut realmente deasupra lui, peste el. Nu l-a atins cu nicio roată, cu absolut nimic, dar a trecut peste el realmente. După, imediat, el a început să plângă, a coborât mama. Cert este faptul că el a făcut un șoc atunci. Știu că l-a dus la spital, o săptămână n-a putut să meargă, așa mare a fost șocul lui. A stat vreo săptămână în spital, în fine l-a adus acasă, deci vreo săptămână el nu mai putea să meargă. Deci așa rău s-a speriat. După această săptămână, în fine, a mai trecut o săptămână, două și a revenit, după care când mergeam afară, fratiniu, îmi făcea gard, frate, uite așa. Nu mă mai lăsa să mă apropii de străduța din fața blocului, pe unde treceau mașini. Și țin minte că eu mă enervam și la un moment dat chiar mă certam cu el, că mă enerva, mă pisa și el, nu te du, frate, nu te du la stradă, nu, stai aici, stai aici, și încerca să mă îmbrățișeze. Deci ca să vezi de la 5-6 anișori cât de puternică este legătura de sânge dintre frați sau dintre surori. Și ce mă doare foarte mult este că în ziua de astăzi am ajuns în timpurile în care frații și surorile se judecă în tribunale pentru un apartament sau pentru un teren sau pentru o moștenire. Ceea ce nu este bine, nu este corect. Relația de sânge nu trebuie niciodată întreruptă din niciun motiv. Fie că vorbim de partenerul pe care ni-l alegem, și am observat, ăsta e unul din motivele prin care anumiți frați sau surori se distanțează, pentru că partenerul nu îi agrează, iar ea, depinzând emoțional de către partener, ca să-i facă pe plac să nu strice relația, renunță la această frăție care ar trebui să dăinuie până închide unul din ei ochii, știi? Ei, din punctul meu de vedere, în viața asta există familia care te-a crescut, deci iubirea pentru familia care te-a crescut și iubirea pentru familia pe care tu o vei crește și o vei proteja, familia ta. Aceste familii nu trebuie să amestecate niciodată. Nimeni nu trebuie să renunțe în favoarea nimănui. Niciodată. Eu nu voi permite niciodată soției mele să mă distanțeze de fratele meu, de mama sau de tata. Cum nici o femeie n-ar trebui să permită bărbatului să o distanțeze de sora ei, de mama ei sau de tatăl ei. Deci e normal între frați, între surori să existe certuri, să existe divergențe, sunt normale. Eu cu fratele meu nu m-am înțeles niciodată în afaceri sau, știi, avem concepții diferite, priorități diferite. Tot timpul ne-am certat, ne-am ciondănit cu țipete, cu... Bă, da, în momentul în care... Cum să zic, au existat probleme să se întâmple ceva, fie lui sau fie mie, cum să zic, s-a trezit un instinctul acela de frate la modul instant, adică lași tot, mă! Deci lași absolut tot. Vezi, aici aduce sărăcia, aici aduce lipsa banului, aici aduce o viață plină de lipsuri și de
uiți de frăția de sânge, care uiți că tu ai dormit în pat cu fratitul sau cu sorta. Uiți că ați mâncat, că v-ați jucat, că bă, uitați de asta, mă. Dacă voi ați avut grijă, într-adevăr, și așa este, lăsați de la voi. Fratele e frate, sora e soră. Faceți jumate, jumate. Deci iată banii cum anulează până și legătura de sânge, frăția. Banul anulează frăția în ziua de azi. Dacă lași, atenție, dacă te-ai complăcut și ai dus o viață modestă, ajungi, după ani de zile, când mor părinții, să te judeci, să-ți jignești sora sau fratele, să te bați și să nu-ți mai vorbești tot restul vieții. Cam aici duce lipsa banului. Pentru cei care cred în iubire și spun că nu, domnule, dacă ai ce pune pe masă, poți fi fericit. Știi? Din 10 cazuri, din 10 prieteni, cred că la 4 aud chestia asta, că nu se înțeleg, că fie unul nu face nimic și celălalt a reușit și, știi, de aici apar chestii. Foarte multe lipsuri avem. Dar e dureros, e fantastic de dureros că am ajuns timpurile în care oamenii își doresc doar, nu fac nimic și, nefăcând nimic, ajung în situația în care se sfâșie ca hienele între ei pentru un apartament sau pentru un teren sau pentru orice. Aceste moșteniri reprezintă o gură de oxigen pentru fiecare. Atât de importantă este această gură de oxigen încât ei se pișe pe frate, se pișe pe soră. Vreau să înțelegeți foarte clar, puneți stop acestei aberații, puneți stop, pentru că este greșit. Să fii certat cu sora ta sau cu fratele tău din N motive, fie că soției nu-i place de el sau soțului nu-i place de ea, fie că există un apartament sau un teren, fraților, ați crescut împreună, ați mâncat împreună, ați plâns împreună, ați râs împreună, v-ați protejat împreună. Legătura de sânge dintre frate și soră trebuie să dăinuiască pentru tot restul vieții. Așadar, lăsați naibii moștenirile, lăsați naibii ambițiile și orgolile, iubiți-vă ca frații, iubiți-vă ca surorile și nu merită, credeți-mă. Nu vreți să rămâneți cu acel regret, nu vreți ca voi să trăiți bine și fratele vostru sau sora voastră să trăiască la modul rău, eu unul n-aș putea să fac lucrul acesta. Am mai spus-o, i-am absolut tot, i-am palate, i-am tot ce am eu ca avere, dar nu vreau să-l văd pe fratele meu sau să-l știu că suferă. Pentru mine, momentul ăla când fratele meu mă îngrădea, mă proteja și nu mă lăsa să mă duc spre trotuar pentru că vrea să mă protejeze, pentru mine chestia asta o să fie în mintea mea tot restul vieții până închid ochii. Și de asta zic că foarte mulți sunt certați pe averi, foarte mulți nu-și mai vorbesc, foarte mulți, fii atent, foarte mulți au murit fără să se fi împăcat cu fratele sau cu sora. Deci până acolo a dus orgoliu și ambiția. Bă, au murit, mă. Au murit și ei au rămas cu regret. Că nu mai poți să-i spui, frate, iartă-mă. Iartă-mă că... Na, așa am gândit atunci, am fost un prost. Și e cel mai urât să rămâi cu sentimentul ăsta. E ca o neîmplinire. Și asta vreau să-i fac să înțeleagă. Luptați și rugați-vă la Dumnezeu să nu pățească unul din ei ceva, fără ca voi să fi apucat să vă fi împăcat. Puneți mâna pe telefoane și împăcați-vă. Faceți bine în jurul vostru. Iubiți-vă frații, iubiți-vă surorile. Aduceți-vă aminte de momentele frumoase, de clipele frumoase. Aduceți-vă aminte de faptul că v-ați învelit cu aceeași pătură, că ați împărțit aceeași pernă. Aduceți-vă aminte că ați făcut schimb de haine. Aduceți-vă aminte de momentele în care ați zâmbit împreună și în care ați plâns împreună. Toate astea, cum să zic, sunt atât de puternice încât copilăria pentru fiecare frate și pentru fiecare soră reprezintă un întreg. Deci un frate și o soră, din punctul meu de vedere, reprezintă, e ca un glob, știi? Până în 18 ani, să zic așa. Pentru că orice amintire legată de trecut este și el sau și ea acolo, sora mea sau fratele, știi? Eu chiar așa e, deci la orice moment mă gândesc în trecut, îmi aduc aminte de fratele, știi? Și cu Moș Crăciun, și când i-am prins pe ai mei cu cadouri, mă băteam cu el, și când, cum să zic, când am spart lustra. Și dacă acest material a avut un efect și v-a mișcat acolo în interiorul vostru, lăsați-mi un coment cum că, într-adevăr, ați pus mâna pe telefon,
v-ați sunat fratele sau sora, v-ați întâlnit și v-ați împăcat. Lăsați-mi un coment cum vă simțiți după și o să vedeți cât de frumos este și cum veți începe să povestiți lucruri din copilărie și vor veni momente frumoase și așa mai departe, momente pe care voi le risipiți din niște orgolii prostești, din niște ambiții sau fie că sunteți deviați sau sunteți influențați de către soții sau de către soți. Bă, eu am crescut, bă, stai un pic, oh, pune stop, e sora mea, mă, e... Frate, noi am fost acolo, am făcut baie împreună în cadă, ne-am jucat, am împărțit jucăriile, ne-am schimbat hainele între noi, adică pot... Bă, cum poți uita asta, mă? Pentru un apartament, mă, cum te poți bucura tu dacă câștigi apartamentul ăla? Și să-l știi pe fractul sau pe sorta că stă și se chinuie și tu ești bine, ai câștigat, gata, nu-ți mai pasă. Ce e că, știi? Ei, ei, în momentele alea, și aici, aici apare greșeala, din cauza banilor, banii știi ce le face? Îi face să se gândească doar la chestiile rele vis-a-vis de ei. Că uite, n-a tras, că eu am avut grijă de mama, de tata, că eu am făcut, că nu știu ce, dar... Ei, asta este pentru a-și da ei acea liniște că merită acea moștenire și să nu-i dea absolut nimic. Dar vinovăția e acolo. Nu lăsați pe nimeni să vă devieze sau să vă schimbe iubirea voastră pentru frații voștri sau pentru surorile voastre. Nu lăsați o moștenire, nu lăsați un apartament să anuleze această legătură. Pentru că este trist să ajungem în astfel de momente. Deci sfatul meu este stop, puneți mâna pe telefon, lăsați orgolii, lăsați ambiții și împăcați-vă, pentru că așa este corect.